are, mă, ăsta de nu merge? Păi nu mai are baterie, mă. Ce ai, mă, mie sănătos la cap? Ce, mă, televizorul nostru e pe baterie, mă? Crezi că ești prost? Telecomanda nu mai are baterie, nu televizorul. A, zi, mă, așa, mă, stai așa. Ce faci acum? Păi stai că trebuie să o ia. Ce faci, mă, apeși mai tare pe ea? Da. Păi de ce, mă, prostule, e lămâie s-o stor să mai pice ceva din ea? S-a terminat bateria, e moartă, termină că omor butoanele alea. Păi și ce facem, mă, acum? Ce facem ce? Păi ce facem cu asta? Cum schimbăm? Cu ce? O bateria? Da, mă! O schimbăm cu motor de un 4 timp diesel, 4-4, e bine așa? Ce ai, mă? Bă, schimb bateria cu altă baterie, mă! Și de unde iau, mă, altă baterie, mă? Din palmier, mă, te duci în palmier, dai două picioare la palmier și cade baterie nouă, e bine așa? Bă, tu mi-e sănătos la cap, unde avem noi, mă, palmier în curte, mă? Te duci la magazin, mă, prostule, și cumperi baterie, nu din palmier. Nu, băbiță. Noroc, bă, Ardiles, n-ai, mă, o baterie de telecomandă, mă? De unde dracu, mă, să am baterie de telecomandă la mine, mă? Ce dracu, mă? Băbiță, tu știi ceva de Vasile, mă, de ce? Că vrea să dărâme primăria. E o combinație, ceva? Ce vrea să facă? Să dărâme primăria. Să dărâme primăria? Să dărâme primăria. Băbița, Dorele, unde dracu sunteți, mă? Nu e aceea, băbița, a plecat! O, frățioare, te-am prins la vas? Să-i mănânci picioarele să nu se țină după tine, mă! Azi chiar ești prost! Vezi că iau și eu o bere! Nu lua bere, mă, că a zis, băbiță, că nu mai dă pe caiet! Nu te mai agita atâta, mă! Bă, ai luat? Nu, mă, n-am luat! N-are baterie. Bă, nu ți-am zis, mă, să nu iei bere, mă, că nu mai dăm pe caiet? Păi n-am luat-o pe caiet, mă. Ia atunci dă banii pe bere. Șo. Păi n-am, mă. Bine, ai zis, mă, că n-ai luat-o pe caiet? Bă, da. Păi și dacă n-ai bani, cum n-ai luat-o pe caiet? Păi am luat-o pe să o ții minte, mă. Ce, mă? Adică nu o treci pe caiet că n-ai voie, da, și o ții minte, te-ai prins. Deci n-ai bani. Și eu, uite-l, mă, n-am, mă, nebunul, de unde să am bani, mă. Și eu ce fac, mă, acum? Păi faci ce vrei tu, dar nu o treci pe caiet că n-ai voie. Fii atent că alta nu mai iei. De ce, bă? Uite așa, că nu mai dăm bere pe caiet, n-auzi? Păi nu iau pe caiet, bă, iau tot așa, pe să-ți minte. Bă, Gianni, bă, tu mă enervezi pe mine, mă. De ce te enervezi, mă? Poți să-ți minte două bere, ia zi-mă după mine, fii atent. Ia. Gianni are ținut de minte trei bere. Care trei, mă? Păi după a doua nu vine și a treia. Bă, ia du-te tu acasă, mă, că deci m-ai făcut cu nervi, nu mai pot. De ce să mă duc acasă, mă, că nu ții tu minte, fii atent, mă, cum faci, ca să fie și mai simplu. Ține minte tot frigiderul, mă, și ai scăpat de probleme, înțelegi? Hai, mă, că mă iei cu vrăjeală de asta acum. Păi dacă tu mă iei așa, cum adică nu dai bere pe caiet, mă? Eu nici măcar nu vreau bere pe caiet de la tine, mă, eu vreau de la tine bere pe prietenie, mă. Înțelegi, asta e altceva. Hai, mă rog, brâncă. Și cam câtă bere ai vrea tu așa pe prietenie, mă? Câtă este? Iete că nu mai este, mă, Gianni, deci nu se mai poate, gata. Ia zi, Brânzoi, ce-ți dau? Două beri, una pentru mine și una pentru Gianni. N-am, mă, prostule, vezi, când se leagă, se leagă, mă, băiatule. Mersi, Brânzoi, dar de ce-mi dai bere, mă? Ai pățit ceva, a? Mă, vreau să te întreb ceva, dar să răspund sincer. Ia zi. Bă, cum dracu reușești tu să trăiești fără să faci nimic? Vezi serialul pe Voio.